Drumurile județene sunt în plin proces de reparație. Lucrările au început deja pe anumite tronsoane, iar reprezentanții Consiliului Județean Gorj anunță că în anumite locuri unele etape au fost deja finalizate. În perioada următoare vor începe lucrările și pe restul drumurilor județene, care necesită reparații după trecerea iernii. Primăvara a debutat cu reparații și pe drumurile județene din Gorj. Mai multe tronsoane pe care se impunea plombarea gropilor au fost finalizate, iar pe altele lucrările sunt în curs. În momentul de față sunt în execuție DG671 Costenea Paneagră, Padeș, Cloșani, Valea Mare, DG665A Bălănești, Voitești de Vale, Grui, DG674B Negomir Borescu și DG662 Capul Dealului Bibești. După finalizarea acestor lucrări, alte drumuri județene vor intra în proces de reparație. Vor urma în continuare, în următoarea perioadă, vor intra pentru reparații DG672E Cornești, Tolojani, Arcani, DG672C Tălpășești, Stroiești, DG605A, limită județul Dolj, Dângiulești, Obârșia, limită cu județul Vâlcea, DG605B, Brătește, Jari, Pișcoiu, Obârșia. Acestea nu sunt singure lucrări desfășurate de Consiliul Județean Gorj în această perioadă.